Cum vedeți dumneavoastră situația creată cu DSV Alba? Păi mi se pare un paradox ce se întâmplă cu DSV Alba. Deci eu vreau să vă spun că sunt în calitate de administrator special la societatea Carmes, care a depășit un program de insolvență și, evident, a intrat în faliment la un moment dat. Am găsit soluții împreună cu adunarea creditorilor, cu cei, cu adică problemele grele, cu alți parteneri, am încercat să le rezolvăm, să îi dăm un sens acestei afaceri, adică să funcționă mai departe. Am găsit înțelegere, am încheiat un contract de închiriere a obiectivului și urmează să desfășurăm activitatea, adică să salvăm practic 60 de locuri de muncă. Și pe scurt vreau să vă spun că am ajuns într-un impas de unde nici măcar nu ne așteptam. Adică să oprim activitatea pentru că DSV-ul nu poate să reautorizeze foarte repede sau că nu înțelege exact. Practic e o ștampilă de rezolvat. Nu se pune problema că livrăm, e același obiectiv care practic va avea o altă, va fi reautorizat pe o altă societate. Am convenit împreună cu creditorii, cu casa de insolvență, cu toată lumea, să nu facem întrerupere de activitate, mai ales că sunt preavize la cei 60 de oameni până data de 5 mai. Urmând ca din 5 mai să nu mai intre oamenii în șomaj, să-i preluăm pe nouă societate. Dar dacă nu se poate, atunci am spus, domne, renunțăm, nu avem ce face, nu avem altă soluție. Adică nu ne împotmolim la probleme financiare, nu ne împotmolim la probleme de înțelegere cu creditorii, cu toată lumea și ne împotmolim la o simplă autorizare din partea DSV-ului. Lichidatorul judiciar ce părere are? Ce v-a transmis? Păi avem contractul semnat. E semnat din 13 aprilie și intră în valabilitate din data de 5 mai. Tocmai acesta a fost sensul, că am dat un termen ca să putem face documentația pentru autorizare pe noua societate și să nu întrerupem activitatea. Vă dați seama că aici e vorba de societăți care prestează servicii. Noi tăiem. E vorba de unitate de abatorizare, care taie oaie, vită, porc. Așa, pentru cei care nu sunt familiarizați cu ce facem noi acolo. Deci ponderea este activitatea de abatorizare. Ori noi dacă întrerupem brusc activitatea, toți acești prestatori de servicii se vor reorienta spre alte unități.